Sistemul solar este format din 9 planete care se învârtesc în jurul Soarelui, comete, sateliți naturali care se află în jurul planetelor și din mici obiecte numite asteroizi. Cele 9 planete se învârtesc în jurul Soarelui în sensul acelor de ceasornic, la distanțe cuprinse între 46 de milioane de kilometri, în cazul Mercurului, și 7,4 miliarde de kilometri, cum ar fi în cazul planetei Pluto. Ele se împart în planete telurice, planete gigant și planete îndepărtate care se află la marginea sistemului solar. Planetele telurice sunt Mercur, Venus, Terra și respectiv Marte. Suprafața lor, crusta sau scoarța, este solidă. Au diametru cuprins între 5.000 și 13.000 de kilometri. Acestea au pierdut învelișul inițial gazos, iar atmosfera este rezultatul gazelor din interiorul acestora. Planetele gigant, Jupiter și Saturn, sunt mai voluminoase decât cele telurice. Astfel, diametrul lui Jupiter este de 11 ori mai mare decât cel al Pământului, iar cel al lui Saturn de 9 ori mai mare. Ele au evoluat relativ puțin de când s-au format, păstrându-și învelișul gazos. Nu au o suprafață solidă, ci doar un nucleu de roci și gheață. Planetele îndepărtate care urmează după Saturn sunt în număr de 3, în ordine după cum urmează: Uranus, Neptun și Pluto. Uranus și Neptun nu sunt la fel de mari ca Jupiter, însă au suprafața acoperită de gaze ușoare. Cea mai îndepărtată planetă este Pluto. Ea are un diametru de 2300 de kilometri. Datele despre această planetă sunt puține, deoarece nu a fost explorată până în prezent de nicio sondă spațială. Tot ce se știe despre ea este că are un satelit numit Charon, cu un diametru de 2 ori mai mic decât cel al planetei.